Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În pragul grevei generale, deoarece noua conducere a eliminat primele pentru angajați, adică cele prime prin care angajații puteau încasa chiar și 15 salarii într-un an cu 12 luni. Eu înțeleg. Eu aștept intervenția Curții Constituționale care să spună că un drept câștigat nu poate fi anulat. Corect. Pentru că în cazul pensiilor așa au decis și să facă asta și în cazul salariilor. Ceea ce înseamnă că nu o să mai poată fi scăzut niciun salariu, tăiată nicio primă și niciun bonus și niciun nimic, niciun ăsta, spor, niciodată în România. Forever. O să urce la nesfârșit, o să ajunge la 24 de salarii pe lună, pe an. Da. Foarte interesant că noi șefi de la ASF nu au eliminat și prevederile prin care își pot acorda ei înșiși lor înșile prime. Adică... Mamă, ce exercițiu de gramatică complex. Aha. Mi-a plăcut asta. Da, așteptam să te apreciez. Da, deci egalitate, dar nu pentru căței. Adică nu mai dăm prime pentru angajați și prime, dar noi putem să ne dăm. Crezi că și asta e din Alexandru? Da. Numai din citat în citat. Acesta este motivul pentru care sindicatul ASF există sindicat. La Autoritatea pentru Supraveghere Financiară există și sindicat. Deci aici greșim noi. Să nu mă provoci. Sindicatul ASF a cerut intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă București, așa cum prevede legea, înainte de a declanșa conflictul colectiv de muncă. Înainte de a declanșa greva generală, trebuie parcuși niște pași. Ăsta este unul dintre pași. Eu aș vrea foarte mult să-i văd pe angajații ASF protestând în stradă, strigând, vrem 15 salarii pe an, jos șefii exploatatori, care nu ne plătesc decât 12 salarii pe an. Unde sunt cele trei prime de trei salarii pe an suplimentare? Unde sunt banii noștri? Sub protecția anonimatului, surse din ASF au precizat pentru hotnews.ro că sindicatul a sesizat Inspectoratul Teritorial de Muncă. În decembrie anul trecut, ASF avea 512 angajați. Salariul mediu lunar net era în noiembrie de exact 11.876 de lei, conform informațiilor oficiale ale ASF. De salariu net bănuți în mână 11.876 de lei, practic, șefii ăia fără inimă le-au tăiat trei prime a câte medie 11.876. Cum să trăiești? Mare, 6.000 de euro. Dacă vi se... Dacă vi se... Da. Ce ziceai, scuze-mă? Pierd 7.000 de euro oamenii. Tu n-ai fi supărat? Poate? Ba da, cum să nu? Sigur. Rămâi cu cât? Rămâi cu 25.000. Tu pierzi ceva ce era al tău dacă te-ai învățat așa. Nicu Marcu, fostul... Mă, sunt prime. Nu sunt... Prime, nu-i vreo de salarii. Ești obișnuit că le iei an de an, orice ar fi. E bine, e rău, le iei. Corect. Deja le iei ca pe bunuri de masă. Faci gref. Nicu Marcu, fostul președinte ASF, a încasat din această funcție un salariu de 989.925 de lei în 2022. Un milion, mas o menos. În creștere față de 784.324 de lei în 2021, deci în plus 250.000 de lei într-un an, an pe an. 50.000 de euro. Și în creștere față de 391.563 de lei din 2020. Bă, de vrei că greu e de urmărit cu liniile ăștia, frate. Da, lumea vorbește cu milioane în continuare. Serios. 391.74. Măi, nene, hai că zic așa. Miliarde, că dacă 30 de miliarde, altfel sunt. Un milion nou cât e? 10 miliarde vechi? Cât mai e? Că nu mai știu. Deci, în 2022... Pierzi porcine cu asta. Mă, ascultă, fiat, sau nimic. Concentrează-te un pic. Așa. 2022, 1 milion de lei. 2021, 750.000 de lei. Da. 2020, 400.000 de lei. Da. Asta e creștere, mă, de salarii. Vezi, așa se face treaba. Te duci frumos. Nu primești 2% și zici, bine că a crescut și nu s-a luat, știi? Câștigi de două ori, odată că se dă și odată că nu se ia. Acolo, în 2021, după pandemie, imediat a acolo fost a lovit tare. S-a întâmplat ceva. Dacă vi se par sume mari, vă spun că nu, ASF nu este totuși instituția care să stabilească vreun record în acest sens. Există în Parlament un deputat USR, Claudiu Năsui, a fost și ministru la un moment dat, dânsul duce o cruciadă personală în justiție, urmărind să oblige diverse instituții de stat finanțate din bani publici să comunice salariile șefilor, că șefii și le-au secretizat. Și omul, adică Năsui, a deschis... Ce
Și a dus capul. Da, frate. Pe modelul de la Cotroceni. Asta, da. Da, exact. Și, dom'le, e secret. De ce e secret? Sunt bani publici. E secret pentru că așa e legea. Dar de ce e legea așa? Pentru că așa trebuie. De ce așa trebuie? Că e secret. Înțelegi? E un cerc, nu, un cerc vicios. N-aș zic păi de ce da, să-ți faci rău când afli că ăla câștigă o mulțime de bani? Exact. Serios, ai că te protejează pe tine, corect, cetățean. Atenți mereu la moralul nostru. La, da. Deci, Năsui a deschis peste 20 de acțiuni în instanță în acest sens, 24. Mai precis, până acum le-a câștigat pe toate cele care au ajuns la final. Că justiția se mișcă și ea greu în privința asta, dar din când în când mai termină câte un proces și publică datele. Astfel, am putut afla cu toții că în 2020, directorul unui institut de cercetare din România, care aparține de stat, a încasat un salariu net lunar de 36.000 de euro net. 36.000 de euro net salariu, băi băiatule, pe lună, înțelegi? Era directorul Institutului de Cercetare în Silvicultură. E simți greu. Cum acolo... Duduia silvicultura în perioada aia. Bă, 36.000 de euro net pe lună în România, o băiatule, mai mult decât președintele Americii. Tot în urma unei acțiuni în instanță declanșate de Claudiu Năsui, am putut afla că în 2022 un alt domn șef bugetar și-a dat singur o primă de Paște de 300.000 de lei. Pentru că de ce nu? Tot printr-un proces am aflat că șeful Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Securitatea Minieră încasa, în plus față de salariul net de 17.000 de lei lunar, încă 14.000 de lei net ca sporuri, de diverse feluri. Iar în apropierea Crăciunului sau Paștelui, dar și de ziua cercetătorului, își mai acorda prime, cuprinse între 25.000 și 55.000 de lei net. Vine ziua cercetătorului. Păi nu sărbătorim și noi, bravo, cu o primuță? Cât să fie șeful? 25.000 de lei luna asta, de această zi a cercetătorului. Ceea ce a făcut ca în unele luni acest domn să încaseze și câte 80.000 de lei într-o lună. Banii în mânuțele lui Hargine. Eu să-mi și imaginez. Și mânuțele, greblă s-au făcut. Toți acești domni sunt numiți politic, să nu uităm. Mi se pare că te-ai întristat. Nu. Păi tu... Am devenit... Cred că mi se pare că nu prea mai vrei să mai te faci pe gânduri. Sudor. Asta zic. Te face director de institut de cercetare. Sau măcar lider de sindicat. Eu vreau un mandat scurt de 2-3 luni. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.